v-au găsit prieteni destul de rece zilele acestea și specialiștii au demonstrat faptul că pe timpul iernii oamenii consumă mai multă carne, mai multe grăsime animale decât vegetale. Pe de altă parte, au spus că într-adevăr micul dejun s-a reconfirmat faptul că este cea mai importantă masă din zi și că trebuie să fie cea mai consistentă pentru ca energia să fie maximă la începutul zilei și să ne ajungă pentru următoarele ore de muncă. Iar pe de altă parte vorbim despre micul dejun care ar putea să aibă, să conțină, e chiar recomandat să conțină mai multe grăsimi și asta nu pentru a avea mai multă energie neapărat pe parcursul zilei, ci pentru că stimulează consumul de grăsimi care nu sunt sănătoase din corpul nostru. Așadar, am putea să concluzionăm și de altfel, așa au și spus specialiștii, că ne ajută faptul că dimineața consumăm mai multe grăsimi decât în mod normal, ne ajută pentru a arde grăsimile care nu sunt sănătoase, pentru a slăbi. Așadar, consumați dimineața mâncare sănătoasă, dar adăugați și un plus de grăsimi pentru ca pe parcursul zilei să aveți mai multă energie și în același timp poate chiar să și slăbiți. Puneți în practică asta, sunt foarte curioasă să știu dacă e cu adevărat ce se spune sau este un nonsens. Rămâne de văzut dacă e adevărat sau fals. Vă pup, dragii mei! Ne revedem mâine dimineață! Un like și un subscribe canalului meu de YouTube Perfect Home Media!